Un șofer a trecut prin clipe de groază în weekend după ce a zburat cu mașina 50 de metri în aer și s-a răsturnat. Totul s-a petrecut sâmbătă. Șoferul se afla la volanul mașinii și circula pe DN1, moment în care, în dreptul localității Florești, a trecut de pe banda 2 pe banda 1 fără să se asigure, ciocnindu-se de mașina pe care o depășea. În urma impactului, autoturismul a ajuns în mijlocul câmpului. Șoferul, prins între fiarele contorsionate, a fost ajutat de un martor să iasă din mașină. Mergeam pe același sens, eram pe dreapta, omul a venit din stânga, cred că avea viteză foarte mare și eu n-am mai nimic, doar m-a acroșat un pic și a luat-o pe câmp. Se pare că accidentul s-a produs ca urmare neasigurării la schimbarea direcției de mers. Unul dintre conducătorii auto a fost transportat la spitalul. Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările accidentului. Cât despre șoferul care l-a produs, acesta a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență pentru îngrijiri medicale.